Nu ești fresh, nu ești la capacitățile tale normale și maxime. Dar ești normal. Ceea ce e minunat la început. De normalitatea aia ar trebui să se folosească mulți ca să se oprească. Dacă mâine dimineață când te trezești, te trezești normal, agață-te tare de ziua aia. Sunt foarte multe greșeli pe care le repeți la început și la sfârșit. În sevrajul de heroină te dor oasă de și carne pe tine și practic tu n-ai nimic, n-ai avea de ce să simți durerea aia. Dacă butonul de reglaj durere confort, îți e dat la minim. La un moment dat l-am întrebat pe un tovarăș despre care știam foarte clar care se vrea și încă un destul de avansat. I-am zis, bă, porcule, porcul ziceam, bă, porcule, mă zvârcolesc noaptea în pat, mă pun să adorm, bă, nu pot să dorm, nu dorm. Și ăsta a început să pun întrebări. Ia-s. Te doare musculatura? Pe ceapă, pe omoplață, ca tot, te doare? Arde, frate, nu că mă doare. Frige rău de tot pe mine, bă, și nu pot să adorm, nu dorm, nu dorm, nu pot să dorm. Ai rău. Ce să fac? Ai rău. Dacă ați dat un prieten, foarte apropiat, care a fost la un pas de a muri, și voi, tu, ești pus să-i reprezinți viața, cum te simți? Cum ar fi pentru tine? Vă spun cum este pentru mine. Vă spun atât. Răzvan Dan Dragu este aici. Te-a determinat să îți spui povestea într-o piesă de teatru? A fost o provocare? A fost o încercare? A fost o... A fost un proiect de lucru al lui Valive Popescu, actorul, prietenul meu bun. El a venit cu propunerea, el a rezolvat toată structura, tot ce ține de crearea unei piese de teatru care se transformă în spectacol de teatru. A fost un accept greu sau deloc? A fost un accept condiționat din partea mea. Ok, o punem în spectacol, dar nu o facem doar de dragul artei. Vreau să o construiți, tu, actorul și regizorul, astfel încât să poată fi dusă pentru acțiuni de prevenție în școli, în biserici, în licee, în săl de teatru, în săl de sport, oriunde, să servească pentru a încerca să salvăm împreună măcar un suflet. Nu doar ca să jucăm teatru, în sala de spectacole, în sala de teatru. Asta a fost condiția mea. Am terminat liceul în 2000, ne-am luat un loc de muncă și după aia am început să aflu că în gașca noastră, bă, X și Y s-au apucat de droguri. Deja am început să știu că nu e bine, că e un lucru rău, că nu e de făcut. Și am zis, da, măi, în celul lor, ei fac toate prostiile, ei au furat atunci bicicletele alea din parc în adolescență, au furat cărțiile, era... E stilul lor, s-au apucat și de droguri. Mare chestie. Nici o problemă, lasă că stăm în continuare cu țigarea și cu berea la scară, că noi nu facem așa ceva. Este o responsabilitate destul de mare să știi că cel care a trăit acele lucruri sunt lângă tine. Și mai mult decât chestia asta, sunt foarte mulți oameni care acum trăiesc acea dramă a dependenței. Și unii dintre ei poate sunt în sală lângă mine sau au rude apropiate sau prieteni foarte apropiați, care se confruntă cu această problemă. Responsabilitatea este destul de mare. Mie, să intru în starea personajului, nu mi-este greu, pentru că am făcut asta de foarte mult timp. Din 2021 până acum, am tot repetat textul, am tot repetat extra text, foarte mult, foarte multe discuții pe care le-am avut cu Răzvan, întrebări, nelămuriri pe care le-am avut, le-am lămurit cu el. Deci nu mi-este foarte greu, dar responsabilitatea este foarte mare. Acum, să nu mă înțelegeți. Dacă beneficiezi și un pic de bani... Pentru mine 50% e destin, 50% e mâna mea.
unde am decis să deschid ușa și să intru, acolo am intrat. Dacă nu decideam să intru acolo, jumătate din destinul, jumătate era destin, ce își făcea partea. Dar eu am deschis ușa, eu am ales să mă duc acolo. Cu Vali m-am cunoscut pentru că am ales să mă duc la acel casting la Cluj-Napoca. Deci un om s-a atins de droguri, felul lui de a fi va influența foarte mult povestea care se va derula din momentul ăla în care s-a atins de droguri. Problema la heroină este că dezvoltă, corpul dezvoltă toleranță. Dacă nu-ți mărești sistematic doza, nu o să-ți mai regleze butoanele la punctul perfect. Și după ce consumi, nu știu, două luni de zile, aceeași doză fixă, constant, nu o să-ți mai fie suficient. Deci o poveste cu final fericit. Cu final trist. Ori fi restul sau mai sunt? Din ce cunoașteți dumneavoastră? Sunt și cu final fericit. Din păcate, în ceea ce cunosc eu, sunt mai puține cele cu final fericit decât cele cu final trist. Acolo unde încă sunt în necaz sau au scăpat de necaz prin deces sau sunt închiși în închisoare încă, ci suntem doar câțiva care suntem bine și ținem legătura îndeaproape, care avem familie, care avem copii. Nu e de glumă, e chiar de plâns, e de privit cu un pic de încruntare, cu ochii un pic mici, ca să te concentrezi, să vezi exact ce e acolo. Nu e de glumit deloc. Nu e de glumit, pentru că e o chestiune de viață și de moarte. Nu e între ele nimica. Ori trăiești, ori ești mort sub droguri. Aia nu e viață. Eu m-am făcut disponibil și am expus acei 10 ani nenorociți din viața mea în scopul ca un tânăr să fie salvat sau ferit de la suferința pe care eu am experimentat-o și în felul ăsta și frații lui să nu sufere și în felul ăsta și părinții lui să nu sufere. Așa cum frații mei au suferit pentru mine, așa cum părinții mei au suferit pentru mine. Am suferit eu în avans pentru ei, mesianic. Care din anturajul meu? Ia la pe toți, așa, pe rând, unul câte unul. Iar la un moment dat cineva mi-a bârfit micinos că și fratele meu mai mare ar fi făcut asta. Că ar fi fost într-o seară la o petrecere și că ar fi consumat și el. Asta mi-a clătinat un pic orgoliu, nu știu, eram foarte orgolios. Și zic, eu nu să fiu atât de prost ca voi. Eu trebuie să fiu un pic mai deștept decât voi, tocmai ca să nu fiu așa de prost ca voi, știau la ce căhați. Bericile și țigare. Un act de dezvoltare sau face parte din recuzită și din scenariu? Este o întrebare foarte bună. La Sighetul Marmației am avut următoarea întrebare. De fapt, următoarea situație. A zis un copil, bine mă că ne povestești aici o oră și un sfert despre droguri, să nu ne drogăm, dar tu bagi bere în continuu tot spectacolul și tragi din țigara electronică. Răspunsul vine în felul următor. Răzvan a scăpat într-adevăr de heroină, dar nu a scăpat total de adicții. El după aceea a început să bea alcool și atât de mult a băut încât a dezvoltat o dependență foarte mare de alcool și a trebuit să meargă la dezalcoolizare. La fel, nicotina, un alt drog. Răzvan acum fumează din vape constant, zilnic. Are adicția asta a nicotinei, de care nu a scăpat încă. De alcool a scăpat, Doamne ajută să nu se mai reîntoarcă niciodată nici la asta. Pentru că Răzvan bea alcool în timp ce noi am creat acest spectacol, am băgat berea acolo. Era gestul și adicția nouă a lui Răzvan și la fel și nicotina. De aceea ele sunt prezente în spectacol. 10 ani am văzut într-o oră. Vă mai bântuie acei ani? Mă bântuie atunci când sunt slab, când las garda jos. Melancolia se duce și dacă nu sunt atent, se transformă într-o mică, mică tentație acum după 13 ani. Acum 10 ani, când aveam doar 3 ani de abstinență, nu era o mică, mică tentație. Era o mare, mare tentație atunci când lăsam mintea să alunece în melancolie și să-și amintească cum a fost, pe unde am fost, cât mi-a plăcut, ce am simțit. Acum, după 13 ani, este o melancolie. Într-adevăr, asta în stare de veghe, unde eu controlez câtă melancolie îmi permit, cât vreau să mă gândesc cu drag, între ghilimele, la acel trecut, că eram cu prietenii mei. Și ce făceam și noi? Îmi găsesc scuze acelor vremuri, dar noaptea în somn, unde eu nu mai am control, nu mai este stare de veghe,
traumele își fac de cap. Își fac de capul meu. Și se transformă în coșmaruri și îmi arată în vis, în coșmar, realități în care eu sunt recăzut în droguri, realități în care eu îmi administrez droguri, chiar atunci în vis, realități în care fac diverse infracțiuni ca să fac rost de bani în disperarea de a cumpăra droguri, în disperarea de a avea bani pentru a cumpăra droguri. Toată povestea și viața dumneavoastră, ați simțit mâna divină, am văzut în replica actorului. Așa a fost? Ca și în cazul oamenilor, Dumnezeu e primul, ca și exemplu. Deci și Dumnezeu, cât și oamenii, te ajută atunci când îi lași. Dumnezeu, oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Tocmai de-aia oamenii ca și Dumnezeu te ajută atunci când tu arăți disponibilitate să fii ajutat. Nu intră nimeni cu ajutor, Dumnezeu mai ales, față de oameni. Oamenii mai intră cu ajutorul abuziv peste tine. Dumnezeu nu intră deloc. În momentul în care te faci disponibil pentru a primi ajutorul divin, El e acolo. Abia așteaptă să fii disponibil. Numai spune ce ai nevoie. Spune că vrei să lucrăm împreună. Și din momentul ăla începi să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Și când lucrezi cu Dumnezeu, se vede. Și s-a văzut și în cazul meu. Da, s-a văzut și încă se vede. Încă se adună binecuvântările în viața mea. Trăiește viața curat. Nu ai nevoie de adaosuri. Ești bine așa cum ești. Nu te îmbunătățește nimica, nici o substanță și nici un praf. Tu ești tu. Tu ești minunat. E simplu.